Pentru că vrem să ne ținem bine atunci când facem fueteuri, avem nevoie de hrană, nu numai pentru corp, ci și pentru suflet. Bianca Pătrașcu este psihonutriționist. M-am speriat. Bună dimineața! Bună, bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre comunicare, pentru că ori de câte ori ai o problemă, atât la birou cât și acasă, spui că a fost o lipsă de comunicare. Hai să o luăm cu începutul. Păi hai să o luăm cu începutul. De exemplu, de ce crezi tu că noi nu comunicăm bine câteodată? Sunt foarte multe variante pentru care nu comunicăm bine. De exemplu, dacă eu vreau să merg la shopping și tu vrei să mergi la meci 2 ore, cum faci? Nu mai dai exemple pe mine, că eu sunt emoționat. Plus că eu nu am fost niciodată la terapeut, dar bănuiesc că nu se îmbracă în salopetuță din asta. Adică sunt convins că în viața reală aveți un halat sau ceva. Da, un halat care are culori diferite, într-adevăr, în funcție de zi. O uniformă aveți, o uniformă. Dar astăzi, pentru că este la televizor, Bianca s-a îmbrăcat mai propice ca să putem noi să o ascultăm. Deci tu ai vrea la șop. Dă drag exemplu pe mine, că nu mă mai poate deranja nimic. Ce o să mai îmi strice mie acum viața? Deci tu vrei shopping și eu pescuit. Așa. Și se presupune că ar trebui să facem un program comun și ne certăm. Așa. Cum crezi că ar trebui să procedăm? În primul rând, trebuie să ajungem la jumătate de drum, adică fiecare face pasul lui, na? Da. Depinde înspre ce direcție. Eu scot undițele și le pun lângă ușa de la intrare. Așa. Să văd ce scoți tu. Eu te invit să mergi cu mine la shopping. Ok, dar luăm și undițele, voi zice eu. Nicio problemă, putem să luăm și undițele la shopping. Care este rețeta de bază într-o astfel de situație? Ce îi consiliezi pe oamenii care vin la terapie? Vezi, am făcut o glumă pentru că de foarte multe ori ajungem într-un cuplu, că despre asta vorbim, să nu ne mai înțelegem, pentru că dacă la început n-am acceptat cu tot ceea ce suntem, valori comune sau chiar și diferențe, apar divergențe în timp, pentru că un cuplu uneori erodează dacă nu reușește să comunice și să aibă o legătură puternică. Așa că, în primul rând, este important să ne respectăm valorile și hobby-urile și fiecare să fie mulțumit de ceea ce este, să se simtă liber. Asta e, după părerea mea, regula de bază, care ține în totalitate de bun simț și nu de psihologie. De bunul simț și bunul mers al unui cuplu. În al doilea rând, în partea de comunicare e foarte importantă ascultarea activă. Ce înseamnă ascultarea activă? Nu înseamnă că eu îți vorbesc și tu te apuci să faci dansuri, okay. Ci ești foarte atent la ceea ce spun și după ce mă auzi, mă și asculți și încerci puțin să vezi dacă poți să intri în pielea mea. Da. Nu știu, că eu mă gândeam la altceva acum. Eram tot un ascultător activ. Adică mă gândeam la el care o întreabă pe ea și cum a fost ziua ta. Și exact când a zis ta, se întoarce către măsuța lui, unde sigur șurubărește ceva. Iar ea continuă cu ziua ei. Poți să ne explici, poate din punctul de vedere al terapeutului sau al femeii mai bine, de ce toate ne luați motocicliști și după un an jumate, doi vreți să ne vindem motorul? Aș putea, dar nu știu dacă ar fi foarte sănătos să explic chestia. Spuselele fetelor de acasă. Toate ne iubiți, ne spălați și cu geacă de piele pe motor și după 2 ani, auzi, dragă, m-am gândit mai bine. Hai să vindem motocicleta, ocupă și loc în garaj, are și costuri. Mai bine ne luăm o poșetă. Greșesc? Nu. Mulțumesc. Nu greșești. Suntem un pic diferiți noi, știi? Femeile au o memorie mai bună și sunt foarte atente la detalii. Ai zis mai bună sau mai scurtă? Mai bună, mai bună, din păcate pentru voi mai bună. Bărbații au o memorie selectivă, da. Uită puțin, închid în compartimente tot felul de chestii, iar femeia pornește într-un cuplu solid de la ideea că vrea o căsnicie frumoasă,
vrea să se așeze, să facă copii, să construiască. Și atunci întrebarea ta cu motorul vine cumva într-un punct în care ce facem de acum încolo? Vindem motorul sau facem o casă și un labrador auriu? Adică sunt alte planuri. Astea sunt lucruri iarăși care trebuie discutate. Vorbeam de valori comune și de a ne respecta și a ne simți liberi. Să mergem mai departe cu rețeta noastră. Deci ascultare activă. Adică dacă tot întrebi, ascultă. Da. Nu te apuca să faci mail-urile pentru mâine. Așa. 2. Feedback-ul din mesaj. Comunicarea presupune nu numai a transmite un mesaj, ci și a primi înapoi un feedback. Păi stai puțin. Da? Sintagma, ai dreptate, draga mea, nu mai e suficientă? Niciodată. Ai dreptate, draga mea. Ai dreptate, draga mea. Ai dreptate, draga mea. Ai dreptate. Așa, uite, felul în care o spui, intonația, vocea, unde te uiți, gesturile, contează foarte mult. Iarăși, felul în care vorbim cu partenerul nostru, foarte mult contează, cum spun un lucru, poți să-l spui în variante diferite, în funcție de ce stare vrei să transmiți și ce mesaj. Am înțeles. Vreau să-mi schimb motorul, dacă o spui cu supă în gură, cu siguranță are mai puțin impact decât dacă o spui cu un cadouț în mână. Iată. Am înțeles. Și pe final, să concluzionăm. Și de-aia că e un subiect care pe mine mă depășește total. Sunt convinsă. Am înțeles. Eu trăiesc cu niște șoricei de felul meu, deci nu mă pricep. De asta aș vrea să conduci tu. Ce te faci când o să ajungi la momentul în care trebuie să ceri în căsătorie pe cineva? Ce o să faci în situația aia? Păi tu crezi că cerutul e o problemă? Dacă ar fi o problemă, cerutul e rezolvată. Cerutul și tot ceea ce constă în acțiunea respectivă și după și înainte. Am înțeles. Dintr-o dată cred că te-au pus colegii mei să mă bagi pe mine la terapie și eu totuși vreau să discutăm despre problemele oamenilor de acasă, oameni normali, nu ca mine. Ce mă fac? Să tragem o concluzie la ce am discutat. Importantă comunicarea este ca un fel de hrană pentru suflete. Este și am un lucru de spus, consider că la un moment dat și tandreța e foarte importantă în cuplu și atunci când dispare, încercăm să ne focusăm pe comunicare, să ne înțelegem și ne folosim și de asta. Tandrețe, empatie, înțelegere. Am înțeles. Vreau să spun o întrebare mai tehnică. Mie îmi place să fac paralele, mai ales la curs, ca să explic oamenilor ceva. Bag animale de obicei sau situații. Să presupunem că sufletul meu și sufletul tău sunt doi purcei. Fiecare Așa. Suflet e un purcel. De obicei, purcelul este un animal de tipul haplea. Crezi că există în lume purcei mai flămânzi și purcei mai sătui? Cu siguranță. Dar purcelul ăsta, mai ales când e vorba de partea feminină, se satură vreodată? Cred că da. Da, greu? Da. Care purcel crezi tu că este mai flământ? Purcelul meu sau purcelul tău? Este o dinamică și lucrurile se schimbă. Niciodată nu rămân constante. Uneori purcelul meu e mai flământ. Decât purcelul? Exact. Nu cred. Pentru că eu uneori îmi găsesc purcelul stând aiurea cu paiul în gură. Și? Și se uită pe cer. Și uneori l-am prins fumând, nenorocitul. Își bagă țigarea într-o nară și tot trage din ea. Pare sătul, asta vreau să zic. Bun. Cunoști vorba să dăm drumul purceilor la troacă? Da. Ce crezi că înseamnă? Înseamnă că vrem să ne simțim liberi în anumite momente și nu știm cum. Și să nu avem opreliști. Exact. Bianca, o plăcere ca întotdeauna. Mulțumesc. La fel. Lomos.